Miracol pe șoseaua de centură a municipiului Oradea, în apropierea cimitirului Rulikovski, unde șoferul unei autoutilitare a scăpat cu viață după un impact devastator cu un tir. Dubița s-a defectat în mers, șoferul a tras pe dreapta și a aprins avariile. Nu a trecut mai mult de un minut și un tir care venea în viteză din spate a spulberat autoutilitara. Accidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 2, iar șoferul camionului pune totul pe seama unui moment de neatenție. Ambii conducători autori au scăpat cu răni ușoare și nu au avut nevoie de internare. Mașinile au fost scoase din șanț cu ajutorul unui utilaj special, iar circulația în zonă s-a desfășurat pe un singur sens de mers. Șoferul dubiței a declarat pentru Digi24: "Am plecat spre Timișoara. Mi s-a defectat mașina și m-am pus pe avarii. Nu am apucat să stau un minut și a venit din spate și m-a luat din plin. Apoi m-am trezit în cabină, când trăgeau oamenii mașina să mă scoată afară. Sunt ca și cum m-am născut a doua oară, la cum arată mașina."